Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Fostul ministru de externe a fost în Norvegia pe tema familiei, deja se știe despre ce e vorba, și a declarat: Norvegia reformează protecția copilului, despre care până alaltă ieri ni se spunea că e impecabilă. Am reținut acest subiect, vorba de domnul Corlățean, care a făcut această afirmație. Au fost proteste în țară, ai participat și tu la Suceava, am înțeles că a fost cel mai amplu protest. Da, din ziua respectivă, nu? Că, spre exemplu, ce am văzut zilele trecute, da, ne-am văzut la Oradea, sau nu știu unde a fost, în fine. Mai mult. Cum ai văzut această chestiune și mai ales că se reformează protecția copilului în sfârșit, acolo unde totuși, alaltă ieri, era totul în ordine, să spunem așa. Eu, sincer, mă îndoiesc. Da. Adică, sincer, mă îndoiesc. Asta a spus domnul Corlățean, au spus ceilalți parlamentari care au fost acolo. Adică, sincer, mă îndoiesc că se va reforma sistemul de protecție a copilului. Probabil că e un răspuns politicos adresat oficialilor români. Adică, e cam ciudat. Până ieri, sau până să vină vizita delegației române, toți norvegenii, sau toți cei mai mulți, erau convinși că e un sistem perfect în frunte cu autoritățile, brusc au venit niște parlamentari români, au spus: bă, fraților, nu e chiar în regulă. Bă, uite, ăștia au dreptate, au venit ăștia, așa, ia să reformăm noi sistem. Stați că noi ne-am închis aici. Da, la probabil, noi probabil e un răspuns politicos. Diplomatic. Da, diplomatic și politicos. Acum, am văzut că după cazul Bodnariu au apărut tot felul de discuții și pro și contra, bun, adică nu contra familiei Bodnariu. Contra, spre a spune, erau lor de poziție la modul ăsta: domne, sunt cetățeni norvegieni, da? Se supun, legislației norvegiene, e treaba lor. Bun, sunt și cetățeni români, din fericire, și ăsta e motivul pentru care există, sau nu doar ăsta e motivul pentru care există această mobilizare generală, că au fost proteste nu numai în România, ci și în alte țări din Europa. Au existat iar discuții puse așa față în față, că noi spunem din Norvegia, dar uite care e la noi situația copiilor. Mm-hmm. Abuzați. Ceea ce era adevărat. Dar bun, aici sunt două elemente care nu trebuie puse față în față. Da? Da. În Norvegia, am citit zilele trecute niște mărturii a unor femei venite din Rusia. Da? Adică înspăimântătoare, la modul că ajungi, dacă ești, manifesti, spre exemplu, o afecțiune față de copilul, față de fetița ta. Da? Mm-hmm. Da. Așa, o afecțiune firească la noi, da, în România. Da. Acolo interpretată ca, domnule, tendințe de pedofilie. Da? Dacă, spre exemplu, toți spuneau, sâmbătă citisem astea, dacă plângi, da? Da. Bă, ai probleme cu capul. Ești bolnav. N-ai voie de mică depresie. Cum zic, dar nu e vorba de depresie. A plânge nu e neapărat să fii depresiv. Mm-hmm. O să te emoționeze ceva. Da? Deci fără emoții. Ceva emoționant, deci fără emoții. Dar vezi lacrimi, acolo e interpretat ca... Ești labil psihic. Ești labil psihic și copilul trebuie luat pentru că trebuie să analizăm, că tu ai probleme mari. Da? Adică sunt chestii exagerate. Adică da? Mergi și faci un control la cap. Întâi pe urmă vedem dacă mai poți. Sunt chestii exagerate pentru care ți se ia copilul. Da? Cum e și în cazul familiei Bodnariu. Că așa, sau și în cazul familiei Nan. Da? Da. La familia Bodnariu am înțeles că au fost niște pălmuțe date la fundul copiilor. Da, așa obișnim noi românii. Eu sunt total împotriva violenței. Da. Da? Mi-a luat niciodată copilul, dar unii mai lovesc, fără să tare, simbolic, așa. Mm-hmm. Repet, nu sunt de acord cu sistemul ăsta, dar asta nu înseamnă că îi astfel tratament, da? Care niște pălmuțe care, cum să zic eu, nu rănesc copilul, așa, îl marchează psihic, da? Lasă traume, produce traume psihice, da?
la familia Nan, cealaltă, povestea din când am înțeles, e și mai dură, în sensul că au încercat să disciplineze copilul, la un moment dat au refuzat să ia nu știu ce jucărie. Da. Și atunci copilul a zis, las că o să merg la altă familie care o să meargă. S-a plâns la școală că ar fi fost bătut. Deci după aceea când l-au interogat, aia, mă rog, da. Așa că bunica mă bate, bunica care e în România și vine câte o săptămână, două, vin pe an și nu știe cum să-și mai drăgălășească copilul, știi? Da. Bun, de aia zic... Dar aici, la această familie, în ultimul caz, am înțeles că n-au au fost sărite niște etape. La n-a care? Fost, da, la ultima familie. Bă, nu, asta e partea proastă din... Da, că aici zic, n-au fost, n-au făcut o anchetă, n-au verificat... Dar sunt niște pași care... Dar nu, pașii ăștia dispar. Asta am înțeles că e o perioadă de timp. Repet, nu am citit numai de familia Bonori și familia Nal. Uh-huh. Da? Este o perioadă de timp de câțiva ani în care nu mai există pașii ăștia. Da? E sesizată directoarea școlii, se autosesizează, că băi, se pare ei că... Uite, am înțeles în cazul familiei Bonori să vorbea la unul din copii care ar fi cântat un imn religios la școală, indoctrinare religioasă. Da? Sesizează protecția copilului, vine, îl ia. Nu mai vine acasă, face anchetă socială, l-a luat, după aceea îl dă spre adopție imediat, constată ei. De aia zic, aici sunt niște chestii exagerate, din punctul nostru de vedere. Da? Dar ei de spun altă, că... Ce? Bun, ei spun că bine așa e bine, dar repet, eu nu cred acum că vor reforma după... Că totuși noi, bun, s-au făcut studii, sunt manifestări, tot felul de manifestări, simpozioane pe această tema violenței în familie și totuși cel mai bine în familie, da, să crească, să rămână alături de familie. Cel mai bine în familie, un copil. Dar, vezi, acolo să merge pe și nu numai în Norvegia, deci în alte țări. Dar și vorbesc cu cunoștință de cauză că ceea ce spun știu din discuțiile care le-am cu cunoștințe care trăiesc în alte țări. Și au copii și îmi povestesc. Copiii sunt îndrumați, sfătuiți să nu mai asculte de părinți. Ei trebuie să aibă propria lor personalitate. Da? Deja de la 13-14 ani, dacă părinții te obligă să faci ceva, vii și ne spui nouă. E nouă voie să te obligi să faci nimica. Mm-hmm. Adică deci, obligă la modul iar. Dar măcar să te sfătuiești, în ce direcție vrei să nu, o iei cu școala? Vine copilul, ia, tu acum faci lecții. Nu îi faci program, nu? Nu. Adică sunt chestii de astea radicale, știi? Bun, ei au altă concepție despre familie, despre cum să crește un copil. Da? Poate, eu nu cred că, știi, ce mai are o chestie foarte interesantă undeva. O scriitoare din altătate, nu, o scriitoare din Germania, care tocmai a lansat o carte în România și spunea toți îmbrățișăm curent ceea ce vine din vest. Da? Spunând, așa. Și ea, ea spunea, pelicanul, adică da, de ce? Și pește și broaște tot da, înghițim. Da, ea spunea, deci din Germania, o scriitoare, zicea, de ce considerăm toți că neapărat e bun ceea ce vine din vest? Corect. Deci ne gândim că poate e bun ceea ce e la noi. Da. Da? Spuneam că să faci o paralelă un asemenea sfat, o asemenea idee, am mai auzit-o, m-am învățat să-l ierte, a fostul președinte al Consiliului Regiunii Schwaben, Georg Simnacher. Tot într-o discuție cu fostul președinte. Dacă dai un exemplu unui român. Într-o discuție cu președintele Gabriel Mărza, în perioada când se reforma sistemul de protecție în România, dar și în Suceava. Și atunci se puneau bazele, au fost mulți asistenți. Acum conduc chiar instituția Direcție de Asistență Socială, sunt în structură de conducere. Au fost în Germania și în da, au studiat. Bun, nu, într-adevăr, totul neamț. Dacă am spune că un român a spus asta, e mai atât la acuzăm, că e ultra-religios, că e ultra nu știu cum. Bun, spunea că să fac comparații între... adică duse la extrem între situația copiilor din familia Bonariu și modul în care reacționează protecția copilului de acolo cu problemele? Ceea ce se întâmplă în România. Da. Da, unde mii de copii sunt abuzați, este o statistică, uite, îmi pare rău că n-am luat datele, dar probabil telespectatorii au cunoștință de ea, o statistică făcută pentru anul trecut, în care arată câte mii de copii sunt abuzați în România, câți copii au murit în urma bătăilor violente aplicate de către părinți. Mm-hmm. Da? Bun, și atunci trebuie să comparăm cu România.
Ce să comparăm cu Norvegia, sunt două chestii distincte. A, că nu-și fac treaba autoritățile și că, într-adevăr, cum spunea Cristian Popescu, care îl critică extrem de dur intervenția, ghilimele de rigoare românească în Norvegia. Aici ai de o dreptate. De ce nu merg parlamentare în zonele astea unde s-a abuzat copiii? Da. De puteau să facă, da, și în paralel. De ce nu puteau să facă să intervină acolo, că e vorba de o familie de români, să zicem, da? Dar măcar știi că în paralel ai pus la punct un sistem mai sau ți-ai rezolvat în bună parte problemele din țară. Da. Deci nu ar fi acuzat nimeni. De ce nu se modifică mai puțin și la noi legislația? Da. Da? Adică noi vrem să modificăm legislația de acolo. Da. În loc să... Dar în sensul de a permite mai ușor, nu, evident, dus în extrem, în cazul Norvegiei, luarea copiilor de lângă părinții care îi abuzează. Da. Văzusem zilele trecute un procedurile caz, sunt mai dificile. Un doctor, da, care luase o fetiță venită în spital, mă rog, nemâncată, ținută, săraca, era bolnavă, a pus-o pe picioare, era foarte dragă, vrea să adopte, da? Fetița fusese abandonată de mamă, de tată. Corect, nu putea să o adopte pentru că trebuia... Mi se pare că erau de căzuți din drepturi. E o chestie ciudată. Trebuia chiar în cazul ăsta aprobarea tatălui sau a părintelui, știi? Adică... Păi, statul îi decade, deci ia copilul pur și simplu. Da, dar trebuie... Da. Sunt niște chestii de astea care sunt duse la extrem. Bă, dacă ăla e de căzut din drepturi, dacă sunt cazuri de violență, adică nu trebuie ca Norvegia mi se pare... Adică numai bine să trezești interesul părinților, poate scot ceva bănuț. A, vrei, ești interesat de copil? Dar mi se pare mic că a fost lovit. Nu, noi avem cazuri și mii de copii care vin și vedem aproape zi de zi la televizor, la știri, din păcate, imagini cu copii foarte grav. Da. Bătuți de către părinți, dar nu mai zic alții care sunt ținuți nemâncați și mai departe. Da? Pe aici autoritățile nu-și fac pe lângă fiecare primărie sau chiar dispensar, cum îi spunem. Sunt asistenți sociali. Da? Nu trebuie să vadă dacă pensia a ajuns la timp sau eu știu care. Da, corect, și asistenți sociali ar trebui puși la treabă unii dintre ei. Dacă alții stau așa și verific cum ai spus tu, dacă... Da? Așa. De altă parte, nici aplicarea politicienilor spre domeniul ăsta nu e prea atractivă. Nu e un domeniu care aduce voturi. Da? Au crescut, cum spune, indemnizația pentru creșterea copilului și au făcut rapid poze, fotografii, că au reușit să dubleze. Și cum vorbeam și atunci, asta părea mea, nu știu cu nimic. Da. Din contră, în unele cazuri, încurcă. Da. Da? Că sunt alții care, sunt mulți. Da, și știți bine că nu spun povești. Am scris și noi atâtea ori și din păcate o să mai extrem. Care își folosesc indemnizația, iau de la copii numai pentru a merge pentru a bea și aș lua cel ce mai iau, ce mai rămâne, o pâine sau nu știu ce. Da? Da. Multe familii care trăiesc din indemnizația copiilor. Da. În loc să... Adică, băi, un sistem de asta de protecție mult mai dur, dar adică cu dovezi, nu povești de astea, dacă cum sunt la norvegeni. Și din păcate, dovezile la noi sunt extrem, extrem ușor de găsit. Da? Mergi numai în casă și te uiți și vezi copilul ăla mor de maniții aproape, da? S-au bătut tot vânăt. Nu trebuie să... Ce declarezi, ce dovezi. Orice medic vine, spune cum stă situația. Știi? Da. Deci sfatul tău pentru parlamentare... E altceva. Avem copii noștri să ne ocupăm de ăștia. Ok, să ținem aproape și de familia. Trebuie făcut evident de mersul în continuare. Pentru familia Bodnareu, pentru familia Naș, pentru celelalte familii aflate în situația asta. Da. Și trebuie făcute presiuni. Păi, nu știu, ți-am spus părerea mea că eu mă îndoiesc să schimbă că oficialitățile norvegene au vorbit serios. Poate au vorbit serios. Nu, dar de ce? Asta e părerea mea. Poate au vorbit serios, poate. Chiar dacă ne gândim la valul, nu folosesc un cuvânt mare, de proteste, pentru că nu au fost proteste mai la în țară, au fost, acum, la sfârșitul acestei săptămâni trecute, au fost în mai multe orașe din Europa și din Statele Unite. Așa e, da? Și în momentul în care se face lobby din Statele Unite și din altele, s-ar putea să fie altceva. Da. Dar nu, adică, eu am zis și continui să spun că simpla venire a unui grup de parlamentari români în Norvegia nu duce la schimbarea legislației. Dacă, poate fac lobby americane, poate fac lobby alți lideri europeni, e altă poveste. Atunci, da. Da.
Mergem mai departe. Victor Ponta este de acum oficial. Săptămâna trecută am mai discutat despre această fundație care până la urmă am înțeles că este asociație, doar, în fine, omule, are, este președinte. Da. Da. Cum mai zis, s-a făcut atât. Asta vă. Victor Ponta și-a făcut fundat. A lămurit. Asociație. Dar, știu, care e problema? Da. Au început imediat speculații. A, că își face partid. Păi, e o fundație, asociație profesională care câștigă bani și poate câștiga bani foarte frumos din consultanță, din speech-uri ținute pe nu știu unde, exact. Prin care să împărtășească experiența. Și asta e un fel de consultanță. Da, da, povești din timpul guvernării. Și asta poate fi o consultanță, pentru că înveți. Da? Imediat, Ponta să rupe de partid. Știu că ce, multe persoane fierbere m-au întrebat. În organizațiile din teritoriu deja erau împărțiți liderii sau membrii PSD, oamenii lui Dragnea și oamenii lui Victor Ponta. Nu se rupe chiar așa legătura. M-am întrebat mai mulți cunoscuți. Pleacă Ponta din PSD? Știi că nu-mi place de o pronostică. Dar clar, nici vor. Zic, bă, oameni, gândiți-vă, ce ar câștiga Ponta dacă pleacă din PSD? No. Da? Să-și facă un partid. Zic, el în PSD e foarte bine văzut. E apreciat. Da? Nu a fost dat jos din funcție pentru că a făcut prostii, pentru aroganța lui, e altă poveste. Da. Îi văzut ca un premier care a avut o guvernare performantă, da? Și a plecat din cauza acelei drame de la colectiv. Da. Da? Și a asumat chiar. Da? Chiar o bilalbă, că și-a asumat, a rămas cel puțin în percepția unora că și-a dat demisia pentru a-l forța și pe Oprea să-și dea demisia. Da? Așa a rămas în final. Că i-a cerut lui Oprea să-și dea demisia. El mai era o presiune asupra guvernului cu Oprea. Cu Oprea. Și atunci a zis, dacă nu-ți dai tu, îmi dau eu și plec tu guvernul. Da. Bun, și de ce să-și facă? Ce avea el de câștigat? Le explicam oamenii, ce înseamnă să-ți faci un partid? Să începi, să rupi, să umbli, campania electorală. N-ai nimic de câștigat. Da? Mai ales în pragul alegerilor. Da, aici nu te supăra, tot presa e divină, că presa a început, și-a făcut fundația, asociații, urmărește, ce? A injectat pe Dragnea, ce vrea. Hai să-i despărțim. Hai să-i îmbrăjbim și să-i despărțim. Poate așa, știi cum, sunt foarte, știi foarte bine, sunt mulți colegi din presa centrală, că de la anumite ziare, dacă n-am un subiect, trebuie să-l inventăm. Da. Da, hai să inventăm ce a făcut Ponta fundație. Și încep scenarii. De ce? Da? De ce? Da. Pentru că și-a făcut o fundație, vrea să câștige niște bani. Care e mai talentat în scenarii. Nu, trebuie. Altceva. Da. Încep. Și după aceea interviul lui Dragnea, ca așa. Și ai văzut să auziți la un moment dat că se întrunește la Brașov PSD-ul să discute despre fundația lui Ponta și să-i ceară ori fundație. Ori prostii. Ei, nu. Ultima variantă a fost la Neamț, se întâlnesc, e vorba de candidatură și pe 15 ianuarie. Atunci, gata, se tranșează problema lui Ponta în partid. Da, fost nu. PSD-ul atunci, are Ponta are nevoie de PSD, PSD-ul are nevoie de Ponta. Dar poftim, Ponta chiar așa și zis Dragnea, da? Cu un prilej, PSD are nevoie de Ponta, mâine ne întâlnim să vedem cum putem lucra împreună. Da. PSD are nevoie de Ponta și Ponta are nevoie de PSD. Dar el merge în Gorj, va candida pe postul colegiului de a fost ales parlamentar, bine, acum e pe liste. Da. Așa, la candidat, probabil va fi cap de listă, evident. Dar e o fundație, o asociație, ce nu pot lucra, n-are treabă. Totuși, nu s-au întrebat colegii din București ce a vrut să spună domnul Dragnea. Oare a fost ironic, l-a persiflat pe Ponta, când a declarat Dragnea dezvăluie intențiile lui Ponta. Va candida în Gorj și va sprijini partidul când este în țară. Nu s-au apucat să comenteze? Da, bun. Acum, să despice filmul. Azi că mi-e place de Liviu Dragnea pentru că răspunde la orice fel de întrebare, știi să glumească. Bun, când este în țară. Evident. Pentru că a spus clar că acum poate fi o ironie, poate fi pur și simplu o precizare, pentru că Victor Ponta, după ce a pierdut postul de premier, a fost multă vreme în vizită în țări străine cu această fundație, asociație care de-abia acum s-a înregistrat sau încă nu dacă s-a înregistrat oficial. De ce nu poți, când ești în străinătate, ce faci? Da? Documentul a ieșit de la tribunal. Da, poate fi o simplă, domnule, când e în țară, va sprijini partidul. Da. Poate avea și o tentă de ironie, poate să fie pur și simplu o afirmație. Săptămâna trecută s-a discutat, bine, cam de vreo 10 zile, dar am aflat că și în fotbal e aceeași problemă. Subiectul săptămânii, ofițerii acoperiți, mai ales în justiție.
spre sfârșitul săptămânii trecute, ți-am spus, am aflat că se discută dacă și în fotbal există ofițeri acoperiți. Multe probleme suscită. Doamna Lavinia Stanciu a zis că chiar și un singur acoperit în sistemul juridic poate pune în pericol sistemul. Da, bun, e adevărat, bănuiesc, că m-au zis și eu cred la fel. Noi, evident că știm mai multe decât... Bun, dar există argumente, doar ca un cerc închis totuși. Nu, e un cerc închis, nu știu dacă există argumente. Adică facem discuții de dragul de a face, ne arătăm cu toți. Eu cred că mai degrabă strică acest subiect care ne-ai pus în discuție, derelează totul decât... Bine, strică că în primul rând naște suspiciune. Da. Da, naște suspiciune. Apoi, pe de altă parte, știi cum... E un cerc, nu dacă mai degrabă vicios, pentru că cum afli tu dacă un ofițer e acoperit? Da? Deci legislația e foarte clară. Nu, da, faci o listă și trimiți la serviciul de informații respectiv. Ăsta e ofițer la voi? Păi aia-s proști să spune că da, e ofițer acoperit la noi. Da. Da? Deci aia zic, n-ai pârghii. Da. Da? Deci, aia niciodată nu o să spune... Discuția, cum este pus, așa, subiectul este important, dar argumentele folosite... Aruncă dialogul, disputa, într-o zonă neserioasă. Adică? Cum au discutat ei? Cum ai spus tu? Domnule, trimitem lista și atâta. Spuneți-ne, indicați-ne. Dar nu știu, nu știu dacă e o zonă neserioasă. Asta e singura modalitate de a afla. Bun. Da? Vrei să vezi dacă unul e ofițer la SRI sau la, mai zi, alt serviciu de asta, PSIE sau la care o fi, da? Ce faci? Cum afli? Dacă vreun președinte de club de fotbal din România, dacă este ofițer acoperit. Da, cum afli? Păi trimiți la SIE, la SRI sau la ce mai fi, o hârtie chiar oficială și întreb. Și aia evident că nu o să spună da, e oficial acoperit. Da? Bun, tu spuneai, sincer, nici n-am văzut. Și atunci ce spui? Nici n-am văzut știrea asta, că spunea de președintele Federației, de Burleanu, așa că, cine a zis, Florin Prunea. Da. Că ar fi ofițial acoperit, da? Acești corporatiști nu au nicio legătură cu fotbalul. Se vede în ochii președintelui Federației că urăște foști jucători ai echipei naționale. E ceva de neconceput. Și de asta este ofițer acoperit. Bă, acum, că urăște foști jucători ai echipei naționale, nu știu dacă îi urăște, dar nici dragi nu îi sunt. Asta am văzut. Mm-hmm. Adică ăștia sunt niște simboluri și oriunde merge în lumea asta... Și nu face față simbolurilor sau cum? Da, probabil știi cum când ești așa tânăr, cum e domnul Burlan, ești eclipsat de aia și te simți eclipsat și vrei să-ți faci tu un nume, știi? Nu o să poți ajunga, dai seama, nici măcar 1% din popularitatea lui Hage sau, da? Clar. Oriunde merge în lumea asta, oricine știe de Hage, Nadia și Elena Stase, da? Atâta s-a vorbit ambasadorii noștri, ambasadorii României. Da, corect. A fost asta, cine? BRD a exploatat asta la maxim. La maxim. Da? Da. Cu ambasadorii României. Da. Dar cei mai buni ambasadori ai României. Da. Bun, acum, într-adevăr, domnului Burleanu nu-i sunt dragi jucătorii fostele glorie ale naționale, poate și pentru că a candidat, mă rog, n-a mai candidat, că domnul Gică Popescu n-a mai prins o zi înainte, a fost arestat. Arestat, de fapt. Dar în loc să promovezi valorile nici astea... Nici nu vezi din momentul respectiv, de când a preluat frâile federației, nici nu n-ai mai auzit de federație, de cât s-a implicat într-un proiect mai mare, mai mic, așa, s-a îndoit indiferent. Ba, era și un pic de scandal, dar se știa că exista. Știi cum eu știu, spre exemplu, înainte de alegeri, Gică Popescu fugusese chiar în weekendul ăla înainte de alegeri, fugusese în Suceaba, da? Și avea proiecte. Da. Un din proiecte era revitalizarea bazei sportive de la Bucșoaia. Da. Da, a fost super încântat, pentru că acolo e o zonă extraordinară. Ce mai terenuri de sport sunt, da? Condiții de cazare, mă rog, clădiri care trebuie renovate. Un din proiecte era asta. Da? Acolo se putea face o tabără sportivă sau cum vrei să-i spunem, o școală sportivă. Da? Deci existau proiecte concrete. Da? Pentru că nu poți face nimic în fotbal, dar în general în orice sport, dacă nu crești copiii. Da. Da? Dacă nu iei copiii de mici, îi crești, îi aduci la sport și aducându-i la sport, cum era pe vremuri Daciada. Da, am mai discutat. La noi tot ce e în comunism a fost rău. Dar Daciada era competiția aia de masă. Manifestarea de masă. Copiii de la toate școlile din
comune orașe sau de la licee din comune orașe, da, pe zone municipale, zonale, județene, apoi naționale. Da? Copii care n-aveau nicio șansă să ajungă vreodată să-i vadă cineva. Era mai mult voluntariat, pentru că profesorii trebuia să participe, trebuia să organizeze. Adică lucrurile erau totuși organizate la modul serios, de competiție, chiar dacă era voluntariat, era obligativitate, era obligație. Da, da? Acum... Da, bun, copiii mergeau cu drag la sport, da? Și erau, da, țin minte, între cele alea, da, între școli. Da, dar nu existau calculatoare, tablete. Da, nu, meciul de fotbal între școli, de handball, da, ce atmosferă. Da, bun, și asta revenind, niciodată nu o să performez într-un sport dacă nu încep de jos. Da. Da? Noi am mai discutat, noi am învățat handball pe francez, da? I-am învățat, distanță, ei au învățat așa, temeinic, și au făcut să crească, au făcut baze sportive. La noi au dispărut bazele sportive. Bun, am început în ultimii ani cu sălea astea de sport, dar nici n-a încurajat statul ca, da, să ofere sau, și la toate, ca să mergi la, adică la toate, la multe trebuie să plătești, știi? Da. O statistică interesantă prezentată de actualul președinte al Camerei de Comerț și Industrie din România. Da? Oamenii de afaceri și DNA. Cât susțin anchetele anticorupție. Ci că e vorba de 65% din mediul de afaceri în favoarea acțiunilor DNA-ului. Și aici... Bun, și ce timiră sau ce? Nu, că e bine. Păi nu e bine. Deci e bine, este bine, într-adevăr. Ei speră că va apărea atunci, va exista pe piața românească o concurență loială în toate domeniile. Da, nu, este bine pentru că DNA-ul, am zis, au fost unele exagerări. Da. Da. Și nu putem să le omitem sau nu avem voie să le omitem. Da? Dar, în general, prin identificarea, prin acuzarea, da, celor care au făcut afaceri necurate, și da, avem o grămadă, da? Și am văzut milioane, deci cu șpăgi de 10 de milioane de euro. Da? Deci ce însemna valoarea contractului când ai o șpagă de 10 milioane de euro. Da? Evident să formase un grup de ăsta care controla totul, tu nu puteai ca om de afaceri corect, da, care lucrezi cinstit, să progresezi, pentru că dacă nu dădeai șpagă, dacă nu intrai într-o zonă de asta de influență. Da? Da. Și atunci evident că oamenii de afaceri corecți și onești sunt aprobă acțiunii DNA, 65%. Eu cred că... Destul de sănătos pentru mediul de afaceri. Din restul, da? 35%, restul 35% nu înseamnă că sunt cei care nu fac afaceri corect. În restul de 35% sunt mulți care sunt timorați. Da. Da? Care nu acceptă acțiunile DNA pentru simplu motiv că au creat o stare de asta de tensiune și de frică permanentă. Da? Tot timpul când vorbești la telefon... Cumva, da, n-ai voie să dezvolți o afacere cu statul, de exemplu. Păi atât timp cât statul este interesat să construiască școli, să construiască grădinițe, drumul și așa mai departe, cine să vină? Tot statul să-l facă, să aibă el... Nu, corect. Sunt multe elemente. Noi de-a lungul emisiunile le-am mai... Mai degrabă demonstrez dacă într-adevăr a fost trucată licitația și firma respectivă. Da, bine, nu acuz imediat. Sunt chestia de aia, spun că restul 35% nu înseamnă că sunt, după părerea mea, oameni de afacere necinstiți, ci oameni care sunt corecți, dar timorați, da? Care poate au avut plângeri nejustificate, adică nejustificate în sensul că nimic din ce era scris acolo nu era real, da? Dar i s-au dat curs, au fost anchetați și îmi suceau o grămadă de oameni care au fost anchetați. Și totul a rămas în toată de pește. Nu, bun, au existat plângeri. Da. În momentul în care e dreptul cui de a face o plângere și obligația instituției statului să-i dea curs, da? Oamenii de afaceri au fost anchetați, au fost verificați, au fost în regulă, au fost lăsați. Evident că omul ăla e timorat, da? Dar nu înseamnă că nu-i cinstit, chiar dacă intră cei 35%. Da. Mă luăm, doamnelor și domnilor, a doua pauză de publicitate. Revenim imediat.